Singura femeie antrenoră a unei echipe din Liga Florilor, Victorina Bora, de aproape 7 ani, la cârma echipei CSM Slatina, va prelua naționala de tineret Under-19. Ea s-a arătat onorată de încrederea acordată de conducerea tehnică a Federației Române de Handbal și își propune în primul rând să nu dezamăgească. A fost doar o numire, nu s-a discutat absolut nimic. Probabil că zilele următoare vom stabili care vor fi următorii pași. Însă vom vedea ce va fi. Vă dați seama, orice antrenor cred că își dorește să aibă rezultate la echipa națională, oricine vrea să fie acolo. Misiunea Victorinei Bora nu este ușoară, țara noastră găzduind în vara anului viitor campionatul european de handbal feminin pentru tineret Under-19. În iarnă am fost la Trofeu Cărpați, unde au avut și lotul de juniare și lotul de tineret. Au avut o competiție la Râmnicu Vâlcea, adică știu generațiile, e normal, doar că nu e același lucru. Trebuie să lucrez că nu recunosc foarte bine potențialul. Și vom vedea ce va fi pe parcurs, e prea devreme să vorbim acum. Victorina Bora, fostă jucătoare de succes cu peste 100 de selecții la echipa națională, câștigătoare a 5 titluri de campioană Colchin Râmnicu-Vâlcea, a activat și la Centrul Național de Excelență de la Râmnicu-Vâlcea, unde a reușit să ridice mai multe jucătoare din generația 96-97.